Și discutăm despre acest subiect cu colegul meu, Claudiu Pândaru. Bună ziua, Claudiu, și îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Bun găsit. Claudiu, știi că sunt momente din astea în care se întâmplă ceva extraordinar de grav și începem să ne uităm cum stăm. Și uite, așa facem și noi acum. Emoția e de înțeles, tragedia asta care se întâmplă în apropierea noastră nu are cum să nu te facă să te gândești și tu la copiii tăi, să te gândești și să te întrebi dacă o astfel de tragedie e posibilă și într-o școală din România. Și nu există un răspuns ferm, nici negativ, nici pozitiv. Uneori sunt momente și împrejurări care fac chiar și un copil să comită astfel de tragedii. Da, se poate ajunge și acolo. Ce poate face societatea? Ce poate face statul? Aici e o discuție lungă. Chiar și în acest caz sunt toate aceste informații și decizia autorităților de a-l reține pe tatăl acelui copil, un iubitor și pasionat de arme, care, da, n-au cum să nu te facă să gândești dacă sunt factori care pot favoriza un astfel de comportament. E limpede că sunt. Într-o societate în care normalul are niște limite foarte fine și poate fi depășit fără ca cei din jur să remarce sau fără ca celor din jur să le pese, poți ajunge și în astfel de momente. Rolul statului, rolul autorităților și rolul nostru ca cetățeni și societate este să sesizăm de fiecare dată dacă în jurul nostru apar astfel de comportamente anormale și să încercăm să căutăm soluții, să încercăm să dăm sfaturi noi cetățeni, să încercăm să atragem atenția, statul și autoritățile să construiască mecanisme și proceduri prin care să încerce să reducă riscul, că de eliminat nu au cum, dar să încerce să-l reducă, să nu pună pe rândul 5, 6, 7, 100, 107 ca prioritate sănătatea, sănătatea psihică a copiilor, să nu creadă că psihologul școlar, spre exemplu, este un moft. Da, nu se poate rezolva un psiholog școlar într-o școală din România cu câteva mii de elevi, da, în școlile suprapopulate, problemele fiecăruia dintre acești copii. Dar poate ajuta, poate reduce riscul, poate să pună anumite frâne, să tragă anumite semnale de alarmă înainte ca tragedia să se întâmple. Nu la dimensiunea asta. Tragedie înseamnă și dacă un copil încearcă să-și pună el singur capăt zilelor. Ori, vedeți, uneori avem tendința de a considera prioritățile în funcție de pericolele imediate. Ce s-a întâmplat aici, lângă noi, în vecinătatea țării noastre, ne arată că pericolele sunt imediate. Sănătatea psihică a copiilor, a unor generații întregi supuse bombardamentului informațional, nepăsării adulților, a faptului că școala și educația, nu doar în România, încearcă să-și găsească calea și felul în care să se adecveze la timpurile pe care le parcurgem, dar nu o găsești, ci doar încearcă, nu trebuie să uităm că o prioritate este și sănătatea psihică a acestor copii, de care nu putem doar noi, părinții, să ne ocupăm. Că unii o facem mai bine, alții mai puțin bine. Și atunci rolul statului este să-i ajute pe acești copii, pentru că trebuie să le dea copiilor șanse egale în viață. Exact ce spui tu acum, au constatat și cei de la Belgrad, dacă ți-aduci aminte, în conferința de ieri. Spuneau, nu trebuie să lăsăm sănătatea psihică în planul 2, familiile trebuie să ne fie parteneri, părinții să ne fie parteneri în a avea grijă de copiii la școală. Și mă gândesc acum, pentru că tot vorbim, Claudiu, de câte săptămâni sau de câte luni de legile educației la noi în România. Și ne codim să punem niște reguli stricte, ne codim să spunem, e nevoie de un consilier în școală, dar nu prea avem de unde să luăm, că nu i-am pregătit pentru asta. Da, vedeți, aici în România e această dezbatere despre sexul îngerilor, dacă să avem sau nu știu ce tip de noțiuni pe care să le învețe copiii în școală. Dincolo însă de toată această dezbatere există o realitate.
fie că vor unii sau alții să nu ajungă, eu știu ce noțiuni legate de educație sexuală, spre exemplu, în atenția copiilor, ele ajung. Fie că vor sau nu. Fie că un intelectual bine intenționat sau un altul, sau un apropiat de credința tradițională vrea sau nu să se întâmple lucrul ăsta, noțiunile astea ajung. Nu opoziția lor față de introducerea unor amendamente într-o lege sau alta oprește astfel de informații să ajungă în brațele copiilor. Ele ajung. Și atunci, în loc să ai o dezbatere destructivă, să nu introducem, să eliminăm, ne norocesc copiii. I-aș îndemna pe toți să își găsească dispoziția de a avea o dezbatere constructivă. Una în care să încerce să vadă cum se adecvează la realitatea în care trăim. Și cum, pentru că sunt oameni capabili în toate taberele până la urmă ale acestei dezbateri, din păcate sunt niște tabere, dar cred că punându-se la masă vor putea avea o dezbatere constructivă. Una care să servească singurului scop pentru care de fapt se poartă astfel de dezbateri, cea legată de sănătatea copiilor, asta pe care o pomeneam acum întreagă, și anume interesul copilului. Avem astfel de dezbateri cu un singur motiv, interesul copilului, să ajutăm copilul să plece în viață cu o bază sănătoasă, atât morală cât și de cunoștințe, care să-l ajute în viitor să el să fie un om de succes, dar prin succesul său să contribuie și la mișcarea înaintea societății din care face parte. Ori scopul ăsta de multe ori îl uităm, ne înflăcărăm mult prea tare și ne aducem convingerile noastre personale, greșite, mai puțin greșite, care poate ar putea fi schimbate cu argumentele potrivite. Dar uităm de interesul copilului. Purtăm aceste discuții pentru că vrem binele copiilor noștri. Hai să găsim atunci modalitățile și căile prin care să ajungem la un rezultat concret, plecând de la acest obiectiv pe care ni-l punem. Mulțumesc tare mult, Claudiu Bândaru, și domnilor și